al cincilea sezon, că nu o să mai vă plictisesc cu introducerea care de obicei încerca să structureze sau să pună în, hai să zicem așa, într-o lumină, de fiecare dată, poate în altă exprimare, sensul și scopul acestei întâlniri. Și este încercarea de a crea un cadru de interferență între artă și știință, între știință și spiritualitate. Încercarea de a crea cadru în care să devenim conștienți că 90% din populația acestei lumi este analfabetă funcțional. M-a definit mai multe ori ce înseamnă analfabetismul funcțional, datorită fragmentării pe discipline și pe o mare dicotomie între uman și real, s-a creat, din păcate, o, cum să spun, o structurare pe discipline, sunt câteva mii de discipline, fiecare și-a creat o anumită structură semantică, și-a creat o anumită ierarhie și, practic, o lipsă totală de comunicare inter-, trans- și pluridisciplinare. Prin acest motiv, dacă apare o schimbare de paradigmă, cum la sistemul în momentul de față, lumea citește, dar nu înțelege semnificația, deci nu poate acționa esențializând din ceea ce citește, ceea ce îi se potrivește pentru a fi preactiv, proactiv și creativ în propria lui viață. De aceea este o învățare fără înțelegere. Faptul că nu reușesc să înțeleg se numește analfabet funcțional. Și se spune în mod explicit că, în principiu, problema majoră pe care o avem nu este eradicarea analfabetismului, ci analfabetismului funcțional. A celor care ar putea să tragă mai departe societatea, tocmai cei care ar putea să tragă sunt analfabeti funcțional. Aici este paradoxul. Fie la nivel academic sau la nivel foarte înalt. Și atunci, societatea poate să se apere doar încercând să creeze modele sociale locale, ca niște semințe pentru altă lume, care spun, cum spun de fiecare dată, în care aceste întâlniri și-au acest scop. Să vă pună în contact, mai ales pe generația tânără, cu subiecte care, într-un fel sau altul, ar permite să facă o legătură, o punte, dintre o abordare dintr-un domeniu și ieșirea acelei abordări într-un alt domeniu. Scopul ar fi către lucrări de masterat, către lucrări de doctorat, către eseuri personale, către dezvoltare personală, care are și un scop foarte pragmatic. Dar pragmatic nu este să câștigăm repede o poziție în piața muncii, ci pragmatic ar fi să facem exerciții de gândire. Deci este un mediu în care, într-un fel sau altul, încercăm să inventăm împreună prilejuri pentru exerciții de gândire. Scopul, eradicarea analfabetismului funcțional. Aplicația? O altă viață, o altă societate. O societate în care s-a eradicat analfabetismul funcțional, este definită ca fiind societatea cunoașterii. Există, din păcate, critici multiple care atacă societatea cunoașterii. Și spune lumea la un moment dat, adică n-am înțeles cu ce vorbim de societatea cunoaștere, că întotdeauna societatea s-a bazat pe cunoaștere. Că orice artefact, de fapt, înseamnă cunoaștere materializată. E adevărat, dar societatea cunoașterii nu vorbește de cunoaștere sensuală. În societatea cunoașterii este eradicat analfabetismul funcțional, adică lumea înțelege la scară globală. Înțelege natura, înțelege atitudinea, înțelege conștiința, conștiința înțelege cum să-și conducă viața conștient. Aceea e societatea cunoașterii. Deci e departe. N-am început. Dar nu putem merge mai departe, căci fără această viziune integrativă, practic ne vom omorâ între noi, pentru că fiecare disciplină, fiecare structură, fiecare om își caută maximizarea avantajelor sociale cu minim de efort. Ecuația este pierdată din start. Și atunci, sub forma respectivă, societatea exterioară se degradează permanent, tehnologia nu o să ne ajute, ne degradează permanent pentru că nici pâine nu mai facem, nu mai face nimic, practic, totul cumpărăm. Vă spuneam că am fost la New York, când am fost prima dată la New York și am văzut un magazin de jucării, am fost șocat pur și simplu să văd până și praștii erau acolo pe raft, dar nu erau două la fel și 6 metri de praștii. Puteai să, deci nu-ți pui mintea să faci o praștie cum eram noi că făcea mici, și le cumperi, ai bani, cumperi. Că dacă cumperi, poți să te joci cu ea, dar nu câștigi experiență în momentul designului, conceptului, de la idee la transpunere, da? Și atunci, în forma respectivă, suntem, de fapt, niște oameni care fugim după plăcerea de a trăi, după bucuria de a trăi, cum zicea Nicola Georgescu-Rügel în Economie și Entropie. Motorul economiei bazate pe plăcere creează, în principiu, dependențe, creează probleme de tensiune, structuri din astea sociale pe care le vedeți în momentul de față, deci nesustenabile. Avem nevoie de o altă viziune. Aia nu se poate naște printr-un decret la minister sau printr-un guvern inteligent. Aia se poate naște dacă societatea civilă se trezește. Și cum noi facem, ați văzut poate pe internet că tabăra care o facem a fost la 25-a ediție Atlanticron, a fost deja recunoscută ca fiind unul din vectorii care a schimbat și schimbă realitatea. Deci m-a surprins că n-am făcut nimic ca să facem, să devenim
vizibil pe lista respectivă, dar uite că în realitate începe să se vadă că am fost util pentru o schimbare de mentalitate în nivel social, este și acea școală și acea tabără și această întâlnire și multe alte lucruri care le facem inclusiv în teme de licență sau teme de practică sub forma unor interacțiuni de tip antreprenorial sau de tip voluntariat sau de tip practică de vară și așa mai departe, toate s-a înlocurează cadrul în care încercăm să ne împărtășim teme. Acum, vă aduceți aminte, la acum două întâlniri am avut o trecere în revista tematicii de cercetare pe care Centrul de Studii Complexe le oare. Deja este activ și pe internet filmul respectiv cu prezentarea tuturor temelor. Vă spuneam la început că pornim de la observația că România, în principiu, nu este nici cu moți și că omul nu e românul, nu este nici mai grozav, nici mai altfel decât ceilalți, dar fiecare nație are o anumită anumit dat, are o anumită structură cablată de istorie, o structură metabolizată în social, în cultural, în ce vezi noastră, și mai ales în structura limbii, care este o structură specifică, capabilă să decodifice în universul ăsta anumită specificitate, care dă o anumită particularitate, de aia nu suntem toți la un loc, la fel. Dacă ar fi pe planetă toate națiile, o singură nație nediferențiată, din punctul meu de a fi un fel de cancer. În sensul în care metabolizăm sau multiplicăm aceeași cultură, aceeași celulă. Nu, avem de o diferențiere. Deci, problema principală pentru noi este să vedem ce înseamnă de fapt a fi român. Și pentru noi România nu este cine știe ce, ci un loc pe planetă. Un loc cu geometrie are o anumită coordonată, unde se întâmplă ca anumite fenomene să se desfășoare într-o anumită structură lingvistică și culturală din România. Acest loc, chiar dacă a fost acum 5.000 de ani altor, în principiu, acest loc trebuie să-l cunoaștem. Deci, cunoașterea acestui loc este esențială. Înscrierea la Tărtăria, probleme legate de omul de la Hamangia, probleme legate de istorie, acestui loc. Că întâmplător, acum noi suntem pe el, e mai puțin important. Important este să ne cunoaștem locul. Nu să ne asumăm ca cine știe ce, cum să spun, mândrie aberant pusă, și orgoliu că suntem români și că suntem grozavi. Nu, suntem, nu suntem bunicul lumii, cum spuneam, ci stăm pe bunicul lumii. Este un loc interesant care face o sinteză în teoria și Occident, care este din tradiție foarte profundă și pe care trebuie să le descoperim noi, dacă știința secolului 21. Nu se întoarce numai să-l descriem, că e prea puțin. E vorba de o semiotică de alt nivel, de o semantică de alt nivel, care e ajutată acum de această știință a complexității pe care noi o reprezentăm în cadrul Centrului de Studii Complexe. Și atunci, prima problemă fundamentală este să trecem de la artificial, că ne-am artificializat de tot, la natural, și în cadrul tranziției de la artificial la natural, o primă problemă este tranziția de la haină la veșmânt. Haina se cumpără cu eticheta pe față și este o măsură a orgoliului, veșmântul, o să aflăm astăzi, și veșmântul. Și, de fapt, în spatele acestei provești, sper să înțelegeți ceea ce am înțeles și pentru că îi mulțumesc de fiecare dată, doamne Ioana, care mi-a tras atenția la problemă fundamentală, care pe mine m-a transformat, cu o singură frază, căci ea, despre care vom vorbi, diferite fațete astăzi și simbolistica ei, nu este un veșmânt numai, ci o atitudine. Această idee că e o atitudine mă interesează să vă transmită și dumneavoastră și să vedem cum ne putem schimba puțin atitudinea întâlnindu-ne cu o istorie care ne-a dat un veșmânt care ne poate purta în lumea altfel. Vă mulțumesc și bine ați venit la noi aici. Mulțumesc în primul rând pentru invitația de a fi din nou aici ca expozant și pe urmă vă mulțumesc vouă celor care ați venit acum. Interesant de un domeniu care de regulă întâlnește, să zicem, propriul intelectualității prin eticheta de superficialitate și de, eu știu, modernitate care îi se pune permanent. Cei care lucrăm în modă știm că, de fapt, este vorba de un curent cultural important care se mișcă odată cu noi, care înseamnă și descrie semnele schimbării, semnele lumii în care trăim. Vorbim de zeitgeist, vorbim de modul în care universul, în general, își exprimă mesajele, nu doar prin limbajul vorbit, nu doar prin atitudinea, eu știu, comportamentală, ci prin veșminte. Să știți că veșmintele și scritura care ele o reprezintă sunt un alfabet cu care noi nu suntem foarte familiarizați, așa cum domnul profesor a spus un cuvânt foarte interesant. Noi suntem analfabeți în decriptarea semnelor și simbolurilor pe care societatea ni le transmite prin modul care ne
așezăm în ea. Așa că, undeva, din punctul meu de vedere, este o surpriză foarte plăcută că e atât de multă lume, deși cuvântul directional design care ține de modă ar fi putut inhiba puțin interesul. Sinceră să fiu, m-am gândit mult înainte de a veni cu astfel de prezentare și cu un astfel de mesaj, pentru că la început mi s-a părut că e puțin șanjat din punctul meu de vedere, care sunt bucuroasă ori de câte ori întâlnesc semnele culturii mele tradiționale în exterior, apreciate și valorizate pe un nivel care depășește doar nivelul declarativ. Și am ezitat pentru că mi s-a părut că e doar o părere, că e doar o stare a mea de mulțumire că mici detalii sunt apreciate. Declicul a fost, așa cum am scris și în prezentare, în 2012, când am văzut pe un, la unul dintre marii creatori, Tom Ford, care și-a prezentat colecția doar în revista Vogue, deci nu a avut podium, doar revista Vogue, și-a luat o ie de transilvaneană din zona Blaj sau din zona Săriște, cumva așa, și a pus-o pe podium alături de ceva ce a considerat el că i s-ar potrivi. Nu foarte departe ca idee de ceea ce, de alăturarea care se întâmplă în mod firesc. Am fost foarte surprinsă și m-am gândit că dacă cineva din România ar face lucrul ăsta, ar fi în primul rând acuzat de toată lumea că își bate joc de public și că aduce această piesă absolut identică cu originalul pe o scenă de modă care, mă rog, îl reprezintă cu totul altceva. Venind de acolo, însă a fost o surpriză, a fost o surpriză pentru toată lumea, nu numai pentru mine, și a fost declicul care m-a ajutat să mă concentrez și să mai caut și în altă parte. Între 2012 și 2015, aproape toate marile podiumuri sunt inspirate și o să vedeți că nu numai inspirate, din costumul tradițional românesc cu precădere. M-am uitat iarăși cu atenție să văd dacă undeva în jur nu există alte tipuri de inspirație care țin de alte culturi exotice sau poate mai spectaculoase decât a noastră. Nu. Deci există viziuni legate de inspirația etnică. Aceste viziuni se înscriu în niște megatrenduri care oarecum se intitulează Cosmic Folk, în care elementele importante, elementele considerate instinctiv valoroase din toate culturile sunt preluate și așezate într-o poveste, într-o istorie comună. Dar și acolo o să vedeți că am scos și câteva astfel de elemente de tendință și prognoză. Și acolo o să vedeți că elementele din semantica și simbolistica noastră au foarte mare vizibilitate, foarte mare expunere. Un alt lucru pe care l-am remarcat și care mi s-a părut iarăși uluitor a fost să constat că în momente de criză europeană cu precădere se face apel la o resursă care înseamnă un model de securizare, de așezare într-un spațiu firesc și se recurge la costumul tradițional românesc. Sigur că nu o să o iau de la Dacii Roman, deși în prezentare o să vedeți că am pus și ele de pe coluna lui Traian. O să încep cu povestea lui Henri Matisse, care în anul 40 la Nisa termina tabloul cel mai celebru al seriei sale de lucrări la Blouzmen, inspirată din colecția pe care Victorul Paladi, fost coleg de facultate cu el, i-a făcut-o cadou, o colecție de ei. Sunt mai multe lucrări, o să vedeți că am făcut o selecție, dar celebra ie care a inspirat pe Yves Saint Laurent în 1981 a fost pictată în 1940, în plin război la Nisa, în refugiu, și mai departe ea a însemnat un reper cultural foarte important pentru întreaga generație, care nu era doar generația din Franța, era o generație de oameni, de intelectuali,
de oameni dispuși să caute semnele schimbării acolo unde se găsesc ele. Nu întâmplător, aceea ei a făcut epoca, a făcut valuri și se regăsește inclusiv în ziua de astăzi în antologia simbolurilor românești care sunt așezate acolo unde trebuie. Mai departe, un lucru care probabil că sunteți mulți prea tineri să vi-l aduceți aminte, este marea mișcare culturală a anilor 60-68 Paris, însemnând o revoltă a tinerilor împotriva tot ce înseamnă principiile capitalismului, într-o pornire de a schimba lumea foarte evidentă și chiar un pic violentă. Și unul din drumurile în care s-au manifestat a fost acela de o altă paradigmă vestimentară, o altă formă de a se manifesta în lifestyle, în ceea ce reprezintă obiectualitatea din jur. Și ce credeți că au propus și s-a și împământenit? Deci au propus o ținută compusă din două lucruri foarte diferite ca origine, ca istorie, ca utilitate, și anume jeansii, care însemnau simbolul libertății sexuale și a unisexului, jeansii care aduceau în discuție, principiile internaționalismului muncitoresc și ea românească. Și ziua de astăzi o să-i găsim împreună, o să vedeți în prezentare, peste tot în lume sunt asociate, rămase ca simbolul a unui spirit de libertate, de dezlănțuirea unor inhibiții care provoacă până la urmă nefericire profundă personală. M-a impresionat lucrul acesta când l-am descoperit, pentru că nu l-am găsit scris nicăieri, poate că e doar o speculație, dar iată că nu e. Și o să vedeți mai departe că ceea ce înseamnă astăzi costumul tradițional românesc în modă. Moda nu este altceva.